Au început lucrările la Spitalul Regional de Urgență de la Cluj. Acesta se va întinde pe 7 hectare și va fi în comuna Florești. Aceste lucrări ar trebui să fie gata în cel mult 4 ani și tot atunci să fie inaugurat și noul spital. Primarul Clujului, Emil Boc, a învățat pe Alexandru Rafila și Nicolae Ciucă să dea cu sapa la începerea lucrărilor. Spitalul va avea o structură modernă la standarde europene din punct de vedere arhitectural, medical, dar și când vine vorba de echipamente și de tehnologia IT. În proiectul spitalului sunt prevăzute 22 de săli de operație, 4 săli de nașteri și 849 de paturi, dintre care 106 paturi vor fi pentru îngrijiri critice, inclusiv terapie intensivă, terapie intensivă de urgență și terapie intensivă de urgență și îngrijiri ale arșilor. Nu pot decât să fiu bucuros că sunt parte la un asemenea moment de istorie, să mulțumesc Universității de Medicină și Farmacie. Ce se întâmplă aici este un moment de istorie. Acolo unde se lucrează împreună, rezultatele sunt de neimaginat. Finanțarea de peste 500 de milioane de euro pentru acest spital se face din fonduri guvernamentale și europene. Acest teren a fost preluat de la Ministerul Apărării prin hotărâre de guvern, a fost transferat către Consiliul Județean, eliberat de toate acestea și intabulat, l-am predat către Ministerul Sănătății. Deci putem spune că această istorie din 2011 încoace s-a legat și de munca și implicarea noastră a Consiliului Județean. La finalizare, Spitalul Regional de Urgență Cluj va avea o suprafață construită totală de 184.000 de metri pătrați, plus un heliport. Suprafața terenului pe care va fi construit viitorul spital este de 143.000 de metri pătrați.